Companii din diferite sectoare de activitate din România au fost premiate în cadrul Galei Topului Național al Firmelor 2023. Ajuns la cea de-a 30-a ediție, evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industria României continuă să reprezinte un reper pentru mediul de afaceri și să reflecte nivelul de creștere economică din țara noastră. Ediția Topului Național al Firmelor a clasat pe primele 10 locuri la nivel național 13.030 de companii în anul 2023. Este o ediție specială a Topului, este a 30-a ediție a Topului Național al Firmelor. Încă o dată, să se înțeleagă, suntem singura entitate abilitată printr-o lege să organizăm acest gen de top. Topul este o lucrare în sine, deci mulți o văd doar o gală, dar în realitate este o muncă care se desfășoară de circa 3 luni. Economia României a performat și a performat foarte bine. Economia României, pe lângă faptul că a înregistrat încă 44.000 de firme în plus care au depus bilanțul, deci 846.459 au depus bilanțul anul acesta față de 802.243 cu un an înainte. Ceea ce vreau să vă spun este că a fost o creștere spectaculoasă la cifra de afaceri, de la 392 de miliarde de euro la deponenții de bilanț, la 494 de miliarde de euro. Iar astăzi vom premia companiile care au performat din cele 7 mari domenii de activitate, împărțite pe 377 de subdomenii, pentru că am încercat pe toți să-i punem să concureze cam la același cod ca EN sau grupuri de coduri ca EN, să nu existe discuții. Nu în ultimul rând am ținut cont de legea 348 din 2004 cu mărimea societăților, adică micro-întreprinderi, mici, mijlocii, mari și foarte mari. Credem noi că am făcut tot ce a depins de noi ca să-i reprezentăm pe acești oameni, pe acești antreprenori. Nu vom fi niciun caz Camera de Comerț care să-i sprijine pe cei 360.000 care figurează activ și în funcțiune la Ministerul Justiției și care nu depun bilanțul la organele fiscale. Cum, dacă vreți, în domeniul agriculturii o să fim alături de cei 26.200 care au depus bilanțul de fermieri din cei 796.000 pe care îi avem. Clasamentul a fost realizat în baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul de exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat.